Bună, dragile mele, a venit cu partea a doua. Cum puteți observa, am introdus umplutura. Aici, la final, am încheiat cu ajutorul acului de cusut. Vom trece la partea a doua. Mai întâi vom trece să realizăm gulerul. Gulerul îl vom, la guler, vom lucra la rândul 31 pe ochiurile din front loop și vom face 73 de piciorușe triple. Gulerul va fi realizat cu piciorușe triple și vom începe undeva de pe partea, acum aici fiecare asimilează cam cât are nevoie să îi rămână. Deci vom avea 4 ochiuri de lanț care vor ține loc de un prim picioruș triplu plus încă 73 de piciorușe triple. În total vor fi 74 de piciorușe triple și aici în partea din față, deci întoarcem oul cu capul înspre noi și aici în partea din față ne vor rămâne 4 ochiuri. Așa cum vă spuneam, chiar pe mijloc ne vor rămâne 4 ochiuri la rândul 31. Parte unde vom așeza nasturii. Deci am ridicat 4 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș triplu, dăm de 2 ori fir după croșetă și introducem în următorul ochi, în următorul spațiu din front loop, prindem și firul de început în lucru și astfel vom realiza în total să avem, vom face piciorușe triple și în total vom avea 74 de piciorușe triple. După ce am realizat cele 74 de piciorușe triple, deci am format gulerul de la cămașă, am lăsat fir pe care cu ajutorul acului de cusut îl vom securiza și îl vom prinde în... îl vom securiza în lucru pentru a nu se desface. Vom trece să realizăm partea unde atașăm nasturii. Și pentru aceasta ridicăm 16 ochiuri de lanț. Un ochi de lanț de fixare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ochiuri de lanț din ochiul al doilea. Din al doilea ochi de la croșetă realizăm 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piciorușe simple. În ultimul ochi, în ochiul de pe capăt, realizăm 4 piciorușe scurte, 2 și cel de-al 3 și cel de-al 4-lea picioruș scurt, chiar pe capăt, întoarcem lucru, prindem și firul de început în lucru și pe cealaltă, mă iertați că am ieșit din cameră, pe cealaltă parte vom realiza 14 piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la bază. După ce finalizăm această parte, după ce facem cele 14 piciorușe scurte, tăiem fir, lăsăm fir mai lung, cât să putem coase această parte pentru nasturi. Eu nu voi coase nasturi, ci voi lipi ceva mărceluțe, cred că, ceva mărceluțe, ceva paiete. O să caut și o să văd exact cu ce voi
cu ce voi înlocui nasturei. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să coaseți nasturi. Nasturi sau puteți să-i faceți cu diverse culori, puteți să creați acei nasturi. Am finalizat, așa cum vă spuneam, lăsăm firul mai lung cu ajutorul acului de cusut să putem prinde, să putem coase această parte, aici așa, la cămașă, doar puțin, aici așa, vom așeza gulerașul și aici așa, partea asta vom coase și aici pe acest segment vom atașa 3, 4, 5 nasturei, fiecare cât îți dorește. După ce am finalizat partea pentru nasturi, luăm firul cu care vrem să realizăm urechile. Eu voi realiza urechile cu firul cu care am realizat și partea de sus, partea de cap cu culoarea galbenă. Și pentru început dăm fir după deget, realizăm un cerc magic în interiorul căruia facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Dumneavoastră puteți să realizați aceste urechi cu ce fir vă doriți dumneavoastră. Fie că le faceți cu culoarea cu care este corpul, fie că puteți să-l faceți cu orice culoare doriți. Cu cât îl faceți mai viu colorat, cu atât va fi mai hazliu. La rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior, la finalul rândului 2 având 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6. După ce am finalizat rândul 2, în cel de-al 12-lea piciorul scurt punem marcatorul. La rândul 3 vom avea 6 secvențe, câte un piciorul simplu, o înmulțire. Piciorul simplu, în următorul înmulțim și așa vom realiza tot acest rând. La finalul rândului 3, având 18 piciorușe scurte. La rândul 4 vom avea grupe a câte 2 piciorușe simple, o înmulțire, la finalul rândului 4, având 24 de piciorușe scurte. După care rândurile de la rândul 5 la rândul 10 vor fi rânduri simple, rânduri a câte 24 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Voi realiza și eu aceste rânduri, după care revin cu continuarea. Mult spor! După ce am realizat rândurile simple de la rândul 5 la rândul 10, începând cu rândul 11, vom face scăderi. La rândul 11 vom avea 4 grupe, a câte 4 piciorușe simple, o scădere. 2, 3, 4 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 11 vom avea 20 de piciorușe scurte. Rândul 12 va fi un rând simplu, un rând cu 20 de piciorușe scurte. 3, 4, o scădere. La rândul 13 vom avea de asemenea 4 grupe a câte 3 piciorușe simple, o scădere. 2, 3 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 13 vom avea 16 piciorușe scurte. 3 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3 piciorușe simple, o scădere și ultima grupă, ultima secvență, 1, 2, 3 piciorușe simple, o scădere. Rândul 14 va fi un rând simplu, un rând cu 16 piciorușe scurte, câte un picior scurt în fiecare rând de la
rândul anterior, rândul 14, avem un rând cu 16 piciorușe scurte. La rândul 15 vom avea de asemenea 4 grupe, a câte 2 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 15 ne vor rămâne 12 piciorușe scurte. Iar rândul 16 va fi un rând simplu, un rând cu 12 piciorușe scurte. După ce finalizăm și rândul 16, facem un ochi alunecat și tăiem fir cât avem nevoie pentru a putea coase urechile de cap. După ce, așa cum vă spuneam, am finalizat rândul 16, am lăsat fir cât am considerat că am nevoie pentru a putea coase urechile. Am realizat ambele urechi, acum vom trece să realizăm partea de interior a urechii. Eu această parte o voi realiza cu această nuanță de gri. Dumneavoastră o realizați cu ce culoare vreți, o culoare mai închisă, o culoare mai contrastantă. Și pentru început vom ridica 8 ochiuri de lanț. Câte lanț de pornire? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi de lanț, în primul din al doilea ochi de lanț, realizăm 5 piciorușe scurte. În al doilea. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. În ultimul facem 3 piciorușe scurte în același ochi. 1, 2, 3 piciorușe scurte în același ochi, după care întoarcem lucru. Prindem și firul de început în lucru și pe cealaltă parte vom realiza 6 piciorușe scurte. 1, 2, la finalul acestui rând vom avea 15 piciorușe scurte. După ce am realizat cele 6 piciorușe scurte la primul rând, punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul al doilea facem o înmulțire, 2 piciorușe scurte în primul ochi, 2 piciorușe scurte în următoarele 2 ochiuri, câte un picioruș scurt în următoarele 2 ochiuri, 3 piciorușe dublu reduse în următoarele 3 ochiuri, deci dăm fir după croșet, avem 3 fire pe croșetă, tragem fir prin toate 3. 1, al doilea, al treilea picioruș dublu redus, 3 înmulțiri, câte 2 piciorușe dublu reduse în cele 3 ochiuri din vârf. 1, al doilea și cel de aici, al treilea picioruș dublu redus, 3 piciorușe dublu reduse pe cealaltă parte, 1, 2, 3 piciorușe dublu reduse, 2 piciorușe scurte în următoarele 2 ochiuri și în ochiul cu marcatorul vom înmulți. La finalul celui de-al doilea rând vom avea 20 de piciorușe. Vom avea 20 de piciorușe. La rândul 3 vom avea un picioruș simplu,
o înmulțire în următorul ochi. Vom înmulți 6 piciorușe scurte în următoarele 6 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Cinci înmulțiri consecutive în următoarele 5 ochiuri, în ochiurile de aici din vârf, vom face și vom avea 5 înmulțiri consecutive. 1, 2, 3, 4, 5 înmulțiri consecutive, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, iar în ochiul cu marcatorul o înmulțire. După ce am finalizat și acest ultim rând, deci la finalul acestui rând vom avea 27 de piciorușe scurte. După ce am finalizat și acest rând, lăsăm fir mai lung cât considerăm că avem nevoie pentru a coase această parte aici pe interiorul urechii, așa va veni cu 100, și la fel cum am realizat-o pe prima, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua. Deci am lăsat fir, atât am considerat eu că am nevoie, și voi realiza și cea de-a doua parte. După ce am realizat și partea de interior a urechii, la ambele urechi, vom trece să realizăm mâinile. Mâinile le realizăm pentru început cu culoarea cu care am făcut și partea de la cap. Și eu, cum am lucrat cu culoarea galbenă, voi începe cu culoarea galbenă. Pentru început dăm fir după deget, formăm un cerc magic în interiorul căruia realizăm 6 piciorușe scurte. Realizăm cele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea piciorul scurt. Dăm firul pe deasupra, strângem bine cercul magic. La rândul al doilea vom înmulți, vom face câte două piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior. Am uitat să precizez, în urechi nu vom introduce umplutură. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Punem marcatorul în cel de-al 12-lea ochi, în cel de-al 12-lea picioruș scurt. La rândul 3 vom avea 6 secvențe, câte un picioruș simplu, o înmulțire. La finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. Rândurile 4 și 5, după aceea vor fi rânduri simple, rânduri a câte 18 piciorușe scurte pe fiecare rând. Simplu, înmulțim, piciorul simplu, în următorul înmulțim, piciorul simplu, în următorul înmulțim, și așa vom lucra tot acest rând. Și acum vă spuneam, la finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte, iar rândurile 4 și 5 vor fi rânduri simple.
După ce am realizat rândurile simple, rândul 4 și rândul 5, la rândul 6 vom introduce firul de culoarea care are și corpul și vom realiza rândurile 6, 7 și inclusiv rândul 8 vor fi la fel rânduri simple, doar cu fir de cealaltă culoare. Fiecare cu ce culoare a lucrat partea de corp, partea de cămașă, ca să mă exprim așa, și vom lucra în continuare rânduri simple, rândurile, așa cum vă spuneam, 6, 7 și 8 sunt rânduri simple, rânduri cu câte 18 piciorușe scurte pe fiecare rând. În mânuțe vom introduce puțină umplutură, dar mai întâi să realizăm aceste rânduri simple. Și la fel cum realizăm prima mână, la fel o vom face și pe cea de-a doua. După ce am finalizat și rândul 8, la rândul 9 vom avea 6 secvențe de scăderi, 6 grupe, câte un piciorul simplu, o scădere, un piciorul simplu, o scădere. La finalul rândului 9 vom avea 12 piciorușe scurte, după care rândurile 10 și 11 vor fi rânduri simple. După ce finalizăm și rândul 11, introducem umplutura și vom prinde cele două părți ale mâinii, le vom uni, le vom prinde cu un rând de piciorușe alunecate sau ochiuri alunecate, cum vreți să le numiți, și ne vor rămâne 6 piciorușe scurte. Deci am finalizat rândul 9, așa cum vă spuneam, rândurile 10 și 11 sunt rânduri simple, rândurile câte 12 piciorușe scurte pe fiecare rând. Am finalizat și rândul 11, am introdus umplutura, nu multă, dar puțină umplutura, și dacă nu se potrivește perfect, ca să putem să aranjăm mânuța să stea frumos, facem un piciorul scurt, două cât este nevoie. Eu voi face două piciorușe scurte și acum se așează bine mânuța, prindem un ochi din față, unul din spate și un rând de ochiuri alunecate. Aici ăsta ar veni cel de-al 12-lea rând, să îl numim așa. Și uite așa, facem un ochi de lanț la final și tăiem fir cât avem nevoie pentru a putea coase mânuțele. Bun, și așa cum am realizat prima mânuță, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua. După ce am finalizat mâinile, vom trece să realizăm picioarele. Picioarele se realizează la fel ca și mâinile, doar că de la rândul 4 până la rândul 8 vom face rânduri simple. Facem cu o singură culoare, eu picioarele le realizez cu culoarea cu care am făcut și partea de corp, cum ar veni. La mine este culoarea galbenă. Deci, cerc magic, 6 piciorușe scurte în interiorul cercului, 3... 4, 5, 6 piciorușe scurte, strângem bine cercul magic, la rândul 2 vom înmulți, vom avea câte 2 piciorușe scurte în fiecare picioruș de la ochiul de la rândul anterior, în primul merge puțin mai greu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în cel de-al 12-lea picioruș scurt.
La rândul 3 vom avea 6 grupe, câte un piciorul simplu, o înmulțire. La finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. După care, așa cum vă spuneam, de la rândul 4 la rândul 8 vor fi rânduri simple, rândurile câte 18 piciorușe scurte. Rândul 9 vom avea 6 grupe de scăderi. Vom avea 6 secvențe, câte un piciorul simplu, o scădere. La finalul rândului 9 ne vor rămâne 12 piciorușe scurte, după care rândurile 10 și 11 sunt rânduri simple. Introducem umplutura, iar la rândul 12 unim cele două părți și exact așa cum vă spuneam, și picioarele se realizează la fel ca și mâinile, doar că într-o singură culoare. Am finalizat rândul 3. De la rândul 4 până la rândul 8, așa cum vă spuneam, rânduri simple, după care la rândul 9 avem 6 secvențe, câte un piciorul simplu, o scădere, rândurile 10 și 11, din nou rânduri simple și la rândul 12 unim. Așa realizăm ambele piciorușe, după care le vom coase. Finalizez și eu picioarele, ansamblez urechi, mâini, picioare, îi lipesc mărgeluțe, că vă spuneam că eu voi pune, îi cos partea de pentru nasturi, suportul pentru nasturei, îi voi lipi niște mărgeluțe, după care revin cu finalul, revin și vă arăt exact unde am pus urechile, mâinile, picioarele și cum arată la final oul meu iepuraș. Mult spor! Bun, dragile mele, oul meu iepuraș, cum puteți observa, este gata. I-am făcut și o codiță. Codița am pornit-o tot așa pe cerc magic, pe 6 piciorușe scurte. La rândul 2 am înmulțit, la rândul 3 am continuat seria înmulțirilor, am făcut un piciorul simplu, o înmulțire. La rândul 4, 2 piciorușe simple, o înmulțire, 2 rânduri simple. Rândurile 5 și 6 au fost rânduri simple, iar la rândul 7 am avut 6 grupe de scăderi, câte 2 piciorușe simple, o scădere. Codița am cusut-o între rândurile 45 și 50. Puteți să puneți și un pompon dacă vă doriți. Urechile le-am cusut undeva de la rândul 3 în jos. Așa, deci urechile le-am cusut. Partea de interior a urechii tot așa, cum dar puțin să ridic mai sus, așa. Și la partea, deci am pus partea de culoare mai închisă, am cusut-o pe interiorul urechii, după care urechile le-am cusut începând cu rândul 3. Partea cu năsturelul, cum puteți observa, am pus-o aici pe unde am avut cele 4 ochiuri în front loop libere și le-am cusut cât mi-a ajuns de lung. Am lipit 4 mărgeluțe pe post de năsturei. Mânuțele le-am cusut la rândul 31, chiar sub guleraș, rândul unde se îmbină galbenul cu culoarea cămășuței. Și astfel și picioarele le-am cusut la rândul 54. Acum fiecare puteți să-l faceți, puteți să-l coaseți cum vă doriți, puteți să-l accesorizați cum vă place. Vă mulțumesc frumos pentru răbdarea de care dați dovadă până în a-mi urmări tutorialele și dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și veți fi notificate de fiecare dată când voi veni cu o nouă idee, cu un nou model.